Un privit de vieți este un titlu de protecție prin care un inventator care a creat o invenție are posibilitatea să-și protejeze drepturile sale prin faptul că poate să interzică altor persoane utilizarea, producerea, reproducerea invenției sale. Deci, pentru a obține un brevet de invenție, evident că inițial trebuie să fie o invenție, adică o soluție tehnică pentru o problemă tehnică, și trebuie să fie dorința inventatorului de a proteja această invenție prin acest titlu de protecție. Dacă inventatorul dorește doar să informeze publicul despre invenția sa, el poate să o publice și nu este necesar în cazul acesta să o breveteze. Dacă el dorește să utilizeze brevetul ca instrument care să-i permită să interzică oricărei alte persoane să utilizeze această invenție contrar voinței sale, atunci, deci, brevetul este unicul mijloc care îi permite să facă acest lucru. Brevetul se obține la Agenția de Stat pentru Protecție Intelectuală și pentru Proprietate Intelectuală și presupune satisfacerea anumitor cerințe stabilite în lege privind protecția invențiilor. Deci, totuși, inventatorul trebuie la început să examineze dacă el într-adevăr are nevoie de brevet, pentru că procedura este costisitoare, este îndelungată. Și în cazul în care ulterior ești conștient că acest brevet nu-l vei putea utiliza astfel încât să-ți întorci investițiile pe care le-ai introdus, atunci nu se merită, pentru că procedura implică anumite costuri, implică menținerea în vigoare acestui brevet pe termenul de valabilitate a acestuia. Dacă este brevet standard, este 20 de ani și pentru că brevetul să fie valabil, 20 de ani va trebui să achiți taxele de menținere în vigoare. De ce? În primul rând, trebuie să-ți evaluezi scopul breveterii și dacă vor fi posibilități să utilizezi acest brevet în viitor cu scopul de a întoarce acești bani investiți. Adică dacă ești conștient că vei putea să produci invenția, să o fabrici ca să îți întorci banii sau dacă vei putea să închei o licență cu cineva astfel încât să permiți altora să producă, să utilizezi această invenție și din partea lui să obțini bani, în cazul acesta de ce este nevoie de acest brevet? Cerințele pentru a obține un brevet constau în cerințe formale, adică sunt anumite reguli în baza cărora trebuie să fie întocmite materialele care trebuie să fie prezentate la agenție pentru a fi examinate. Deci trebuie să satisfacă invenția anumitor criterii de brevetabilitate pe care noi le examinăm, adică invenția trebuie să fie nouă, să implice o activitate inventivă, să fie aplicabilă industrial și ea trebuie să fie dezvăluită. Este o condiție obligatorie a breveterii unei invenții, deci invenția trebuie să fie descrisă în totalitatea elementelor sale esențiale, deci pentru că aceasta este condiția că prin brevetare, deci statul acordă inventatorului un instrument juridic care îi permite să interzică utilizarea altora, însă în același timp, în felul acesta, el completează conținutul cunoștințelor din stadiul tehnic, adică oferă această informație pentru a fi cunoscută de către public, pentru că informația de brevet este informația care prima devine accesibilă publicului. Este foarte important ca inventatorii să nu divulge informația înainte de a recurge la brevetare, pentru că este cunoscută experiența persoanelor care la început publică informația, ea devine accesibilă publicului și abia mai târziu ei își dau seama că își doresc să protejeze invenția, însă în cazul ăsta deja ea nu mai este nouă. Pentru că din momentul ce informația a fost dezvăluită, ea deja nu mai este nouă. Deci trebuie să fie satisfăcută condiția de noutate a invenției.